Așa. Așa, deci, scumpa mea colegă, facem cimilituri pentru litera L. L. La lelița jucă ușă, stă gunoiul după ușă. Încă o dată, și la lelița jucă ușă, stă gunoiul după ușă. După, pentru litera P. Deci, așa, eu pup poala popii, popa pupă poala mea. Încă o dată, și eu pup poala popii, popa pupă poala mea. Foarte bine. Cine acolo pupați? Aha. Când ai auzit de pupat, repede madama a ieșit, da? Miron, dar știi că îmi place, de fapt, cum te-ai echipat astăzi. Numai că, uite, de exemplu, mie mi-ar plăcea să ai așa ceva pe cap sau un costum din carne, cum era Lady Gaga, știi? Și în același timp aș putea și eu să-mi mănânc din tine, dar așa, covrigei. Dar stai, covrigii ăștia oricum conțin ouă, lapte, ce conține? Lapte condensat. Îți de post, Ana. Ce vrei să zici? Stop. Eu țin post. Nu mă nebuni. S-a început postul mare? De astăzi s-a început postul mare, Pleșca. Și alo? Câți covrigi ai tu aici? 40. Nu, mă, nebuni. Deci tu în fiecare zi... Tu nu trebuia să zici că conțin lapte și nu știu ce. Asta bine, e... lapte vegetal. Ți-am spus po secretul. Dar... Uite, o să ne dai și nouă câte un covrig, a? O să-ți dau eu ție, amușa, un covrig. Hai să începem, mai repede. Începem. Eu dacă merg după tine, eu oricum iau un covrig. Eu vin. Dă-mi, te rog frumos și mie unul. Bună seara, bună seara tuturor, bună seara colegi, bună seara echipă. Bună seara, uite că este luni și iarăși suntem la Mercur retrograd. Bună seara și sperăm că ne priviți. Bună seara, salut, oameni dragi. Știți cum, noi am avut în plan un desfășurător și am avut un scenariu, dar viața bate filmul și ne schimbă, ne dă totul peste cap. Noi trebuia să fim după scenariu mai vesel, numai că astăzi știm cu toții, este doliu național și noi, ca niște patrioți și niște adevărați apreciatori a lui Nicolae Dabija, marelui scriitor, da? Deci scriitorul Nicolae Dabija a fost petrecut astăzi pe ultimul drum de rude, prieteni, cititori și oameni de cultură. Cine a fost Nicolae Dabija și ce valoare are el pentru cultura noastră, aflăm din materialul următor. Personalitate complexă a literaturii românești. Poet în vocația lui fundamentală, povestitor și romanțier de succes. Nicolae Dabija a fost cel mai autentic moștenitor al testamentului spiritual și național lăsat nouă de Grigore Vieru. Autor a peste 80 de volume de poezii, eseuri și publicistică, unele traduse și publicate în Statele Unite ale Americii, Brazilia, Franța, Italia, Rusia și alte țări. Revista americană de poezie Cold Mountain Review îl numește pe Nicolae Dabija ca fiind unul dintre cei mai de seamă poeți ai lumii. Spunea că scria poemele cu o pană de înger și că în aceste poeme, care nu sunt decât peisaje ale sufletului, lucrurile sunt văzute cu al treilea ochi, acela care vede nevăzutul. Pentru Nicolae Dabija, poezia a fost o formă de existență, de angajare și speranță. Ceea ce a impresionat în poezia lui este restabilirea poeticului, inclusiv în poezia socială. Pentru meritele sale incontestabile în dezvoltarea creației literare și promovarea valorilor românești, pentru râvna cu care a militat pentru revenirea la alfabetul latin și legalizarea limbii române ca limbă de stat în Republica Moldova, Nicolae Dabija a fost ales membru de onoare al Academiei Române. Chiar și în cele mai dificile momente ale vieții, precum și în perioada pandemiei, avea credința că, prin cultură, vom izbândi. Da, iată că am revenit în studio. Bună seara încă o dată pentru cei care tocmai au conectat televizorul. Noi suntem la emisiunea Mercur Retrograd
Și tristețea noastră este că, virgulă, COVID-ul continuă să ne ia oamenii dragi. Da, din păcate. Ce facem noi, muritorii de rând, și ce face Inspectoratul General pentru situații de urgență, cei care au instalat în cele mai aglomerate locuri din Chișinău corturi pentru informarea populației despre riscurile infectării cu virusul COVID-19. Mai multe detalii are colega noastră Daniela Postică. Bună seara, ce faci? Spune-ne, te rog, mai multe detalii, te rugăm. Bună seara, fetelor, salutare, Alexandru, dragi telespectatori ai emisiunii Mercur Retrograd. După cum bine cunoașteți, starea de urgență în toată Republica a fost prelungită până în data de 15 aprilie. În acest context, cei de la IGSU, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, au instalat în câteva puncte, cele mai aglomerate puncte ale capitalei, câteva corturi pentru a informa încă o dată despre tot ce se întâmplă și tot ce trebuie să cunoască. În acest sens o am alături de mine pe doamna Liliana Pușcaș, ofițer de presă al IGSU. Bună seara și vă rog să ne oferiți mai multe detalii despre tot ce se întâmplă de fapt. Bună seara! În contextul faptului că avem mai multe cazuri de coronavirus și este de fapt o cifră alarmantă care ne îngrijorează și pe noi, cei de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, s-a luat o decizie de a fi instalate corturi pentru prevenirea infectării cu COVID a persoanelor și anume în locurile aglomerate. Vorbim inițial de trei puncte unde au fost instalate aceste corturi și anume Gara de Sud, unde suntem acum. Un astfel de punct este instalat și la Gara de Nord și nu în ultimul rând la Piața Centrală. Aceste trei locații nu au fost selectate întâmplător, întrucât aici avem foarte multă lume care vin și pleacă, fie că pleacă spre anumite destinații, fie că vin sau pleacă de la serviciu. De aceea, în intervalul orelor 7:30-17:30, aceste corturi vor funcționa, iar salvatorii, colegii mei, le vor oferi pleante informative multor oameni care trec pe aici, în special vor veni cu recomandări cum să se protejeze de noul tip de coronavirus, cum trebuie să fie foarte atenți și vigilenți, responsabili și cum să poartă corect masca de protecție. Mai mult ca atât, începând cu ziua de mâine, vor fi oferite și măști de protecție oamenilor care nu vor avea aceste măști de protecție sau care nu le vor purta așa cum trebuie, în așa fel ca oamenii să se pătrundă de responsabilitate. De fapt, instalarea corturilor pentru prevenirea COVID se face în contextul campaniei Fii în siguranță, COVID nu a dispărut și asta o cunoaștem toți, de aceea trebuie să fim foarte atenți, foarte responsabili, vigilenți și să fim mult mai responsabili atunci când vorbim de normele oferite de Organizația Mondială a Sănătății, dar și Ministerul Muncii, Protecției Sociale, Ministerul Sănătății. Noi vă mulțumim foarte mult pentru aceste detalii. Chiar este o informație foarte utilă, mai ales în contextul în care suntem acum. Totodată, o informație de ultimă oră, moldovenii care dețin un pașaport, o cetățenie română, pot să se înregistreze deja online pentru vaccinul contra virusului COVID-19. Totodată, de mâine, elevii sunt cei care vor începe să meargă iarăși la ore. În acest sens, aveți grijă de voi, de sănătatea voastră, purtați măști și informați-vă corect de la cei de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Mulțumesc foarte mult, o seară frumoasă și aveți grijă de sănătatea voastră și a celor din jur. COVID-19 nu a dispărut. Virusul continuă să fie un pericol pentru sănătatea ta și a celor dragi. Pentru a te proteja de urmările grave ale bolii, nu te expune riscului de infectare. Mulțumesc, Daniela, pentru informație. Eu cred că aceste corturi sunt cam puține după mine. Da, s-a amplasat în locuri bune, dar oricum eu cred că trebuie să fie mai multe și trebuia asta de făcut mult mai înainte. Acum nu știu dacă vorbim că e prea târziu sau măcar mai târziu decât niciodată, dar mă bucur că măcar lucrurile se mișcă pentru informare. Asta e bine, asta e bine. Băieți. Da, eu cred că, știi cum... Știam că voi aveți o părere despre asta. Informația oricum este suficientă. Este foarte important cei care au urechi să audă
noi să auzim asemenea informație, să o asimilăm și să ținem cont de ea, pentru că, pe de o parte, cumva oamenii încearcă să ne informeze și, pe de altă parte, ceva trece pe lângă urechea noastră, că întâlnim foarte mulți oameni care nu poartă maștile, întâlnim foarte mulți oameni care până în ziua de astăzi nu cred în pericol și în pandemia. Da, este adevărat. Ceea ce a zis Miron, că sunt prea puține corturi, în general ar fi bine să apară mai multe, dar mi-aș dori foarte mult ca acest virus să dispară, poate... Da, ar fi minunat să dispară de tot acest virus și aceste corturi, evident, să fie puse numai poate pentru faptul să te duci și să iei o cafea, de exemplu. Pe gratis. E, ce frumos! Ce să dispară, gen cum vrei tu el să dispară. Trebuie de vaccinat, nu? Eu așa cred. Mm-hmm. Trebuie de vaccinat, de ținut cont de sfaturi, de protejat și sau de mutat la țară. Ei! Adică... Pandemia i-a făcut pe mulți moldoveni să se mute la țară, de exemplu, băieți. Aceștia își cumpără case bătrânești, le restaurează și se mută în ele. Nu ne credeți? Haideți să vedem următorul reportaj. La marginea satului Suruceni se află casa lui Dumitru Chiburdel. Cu câțiva ani urmă, omul a hotărât să restaureze casa bunicilor, locul unde și-a petrecut toată copilăria. Mai mult, scopul gospodarului a fost să păstreze autenticitatea locuinței și a obiectelor din ea. Casa a fost construită în anii 49, e făcut pe lut, cum se făceau înainte, bârni între și lutul puneau între ele. Bunelul meu a fost lemnar, cei ce-i făcut uși, cei ce-i legat de lemn, tot e făcut din mâinile bunelului meu. Nu am schimbat nimic, geamurile, cei ce-i legat, nu-i termopan, e simplu lemn și încercăm să păstrăm, să menținem cei ce au făcut bunii noștri. În viitorul apropiat, Dumitru vrea ca această casă să devină o mică pensiune, unde vizitatorii să se odihnească și să-și aducă aminte de rădăcinile noastre, iar turiștii străini să înțeleagă autenticitatea și frumusețea unei case tradiționale. În suflet, eu mă simt foarte bine aici și n-aș vrea adică de aici să plec, pentru că e ceva frumos, plăcut. Experții menționează că pandemia i-a făcut pe mulți locuitori capitalei să se mute la țară. Acest lucru a influențat și prețurile caselor din suburbii, care au început să crească. La moment noi putem vedea că casele și townhouse-uri sunt în creștere de medie 15% la 20%. Totodată pe Facebook apar tot mai multe grupuri cu sfaturi pentru cei care vor să se mute la țară. Să sperăm că datorită acestui fenomen vom avea mai puține case pustiite în sate. Uite, ne inspiră, știi? Sunt oameni care ne inspiră și tot dacă vine primăvara, dacă nu aveți casă la țară, să vi le cumpărați. Evident. Și oamenii... Dacă nu aveți casă la țară, scuze-mă, Sașa, dacă nu aveți casă la țară, veniți la Strășeni. Acolo dacă sunt aveți multe case țară, din astea care... Ar fi bine să o cumpărați. Și uite că oamenii sunt fericiți. Dacă e să vorbim acum de fericire, putem să vorbim despre o altă persoană. Deci astăzi este luni și tradițional vă facem cunoștință cu un nou personaj a campaniei Tu ești primăvara mea, în care încercăm să facem o schimbare în viața mămicilor care au parte de o soartă mai dramatică. Victoria a crescut la orfelinat, apoi când a ieșit de acolo a trăit în stradă, unde a rămas însărcinată. După agresiuni fizice și psihice, Victoria a avut curajul să-și ia viața în mâini și să ceară ajutor. Victoria a crescut la orfelinat, fără susținerea și dragostea unei familii. Și parcă nu ar fi fost de ajuns. Însă viața a continuat să fie dură cu ea. După ce a ieșit de la internat, sărăcia, neputința și nepăsarea oamenilor din jurul ei au dus-o în stradă. Acolo, unde a început să trăiască. Ea, că bila v deskom domi, potom v internat. Dom malutki, de dom potom s internate bila. Меня мать оставила, как я родила, сразу бросила. Viața în stradă a distrus-o moral. Foame, frig, agresiuni fizice și psihice. Victoria a luptat mult ca să supraviețuiască. Tot în stradă l-a întâlnit și pe tatăl copilului ei, care era boschetar și el. Ну, да мы издевались, били меня. Этот отец, которого ребенок, сейчас от него, он меня бил беременна.
у нас должен быть суд. Он со мной ссорится по телефону, даже не хочет видеть. Он даже не пришел в роддом, когда я родила, увидеть ее. Când a născut, a înțeles că trebuie să facă o schimbare în viața ei. Înțelegea că dacă rămâne în stradă, riscă să-și piardă copilul, iar acesta va crește la orfelinat, la fel cum a făcut-o și ea. Tânăra mămică a înțeles că se află într-un cerc vicios, de aceea a cerut ajutor. Були одні люди із Польщі, які давали кушати нам. Tot prin oameni buni a ajuns și în centrul maternal Diaconia, acolo unde a început să viseze din nou la un viitor frumos, alături de micuțul ei. На будущее работать. У меня есть 3 профессии. Повар, парикмахер и швея. Mama a nimerit în vizorul a mai multor organizații neguvernamentale. De la maternitate, după ce a născut copilașul, a venit la noi imediat. Traumele pe care le-a avut ea în timpul vieții o fac foarte vulnerabilă și sensibilă. Încă nu avem un plan definit ce o să facă ea, dar are 2 luni de când e în centru. O să stea aici cât va fi nevoie pentru ca să plece în siguranță când pleacă din centru și ea și copilașul. Nu ratați ediția de joi în care alături de Global Store și partenerii noștri îi vom face Victoriei o schimbare de look pentru noua ei viață. Frumoasă această campanie Tu ești primăvara mea. Și ne bucură faptul că avem posibilitatea și să facem pe oamenii mai fericiți, da. Și așa e de tristă realizează emisiunea de astăzi, știi? Așa e. Nu, emisiunea nu e tristă. De fapt, lucrurile care noi suntem, care noi suntem oameni și avem emoții. Stări diferite și mai ales că cumva asta ne impune și starea psihologică, să zic așa. Dar, uite, dar eu sunt cea mai tristă că începe postul mare. Adică? Hai că tu o să ții post sau nu, dacă e pe adevăratele. Da, s-a început deja, alo, nu se poate. S-a început, asta știm, dar o să ții toate, deci știi, măcar știi câte zile e postul mare. Câți covrigi am atâta și zile? 40. Tu, de fapt, noi, hai fi sinceră cu telespectatorii, tu ai 43 de covrigi, tu ți-ai lăsat 2 la zile, negre. Tu îmi spui? Absolut, tu spui tot ce ți-am zis eu să nu spui. Păi, și mi-ai spui, dar bun? Da. Mai spui, că așa o să fie emisiunea mai interesantă, știi? Să divulg eu secrete. Dragii noștri, astăzi începe postul mare. Ce înseamnă el și ce reguli trebuie să respectăm în această perioadă, aflăm din materialul următor. Postul Paștelui, numit în tradiția populară și postul mare sau postul păresimilor, este cel mai lung post de peste an. Acesta se întinde pe o perioadă de 7 săptămâni. Anul acesta, postul începe pe 15 martie și se încheie pe 2 mai, de Paști, care sunt totuși cele mai frecvente tradiții pentru credincioși în această perioadă. În postul Paștelui, credincioșii renunță la carne, ouă, pește, brânză, lapte, dar totodată trebuie să se roage mai mult și să devină mai spirituali. Reducerea produselor animaliere nu doar definește acea alimentație curată, dar și ajută organismul să regleze colesterolul în sânge. Conform tradițiilor creștine, în timpul postul Paștelui nu se fac nunți, botezuri și nu se țin petreceri. Practic, zilele de naștere nu se serbează, iar distracțiile sunt interzise. Pe durata postului există și dezlegări la pește, zile în care cei care postesc au voie să consume mâncăruri din pește. Totuși, cel mai important aspect pentru fiecare creștin în această perioadă rămâne spiritualitatea și bunăvoința fiecăruia. Lasă-mă! Noi am revenit în studio, noi mergem rapid într-o scurtă pauză de publicitate, dar fiți alături de noi pentru că venim cu foarte multe informații și cu Corina Dascul, cu care o să vorbim despre post, și alături de noi în această seară o să fie Adrian Ursu. Fiți alături de noi. Eu am sete, mănânc.
Da, noi am revenit, suntem la Mercur Retrograd, eu sunt în camera de zi, colegii mei s-au dus în salon. Noi am revenit aici. Voi ce faceți acolo? În camera de noapte? Da? Camera de noapte. Spune-mi, Ron, ce facem noi de fapt aici și cine este alături de noi? Noi vorbim, dacă ai uitat, uitat. Cât de sănătos este postul și dacă într-adevăr, prin intermediul lui, ne putem vindeca organismul. Vom afla astăzi de la nutriționista Corina Dascălul. Bună seara! Bună seara! Spune-ne, te rog, cât de sănătos este postul? Dacă e sănătos, de fapt, să ținem post, după părerea dumneavoastră. Desigur. Sigur că e sănătos. Până la urmă, în perioada postului, consumăm cât mai multă hrană din natură. Adică, ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Ești vegană, vegetariană? Sunt vegană. De atâta spui așa, am înțeles. De fapt, lumea întrebare. Zice că în post mănâncă mai des pentru că, într-un fel, mâncarea pe care o mâncăm noi nu este chiar, cum zic, așa de sățoasă, da? Dacă pot să mai exprim în felul următor. E bine, de fapt, să mâncăm mai des în post sau nu? În primul rând, în post trebuie intrat corect. Asta cum? Adică nu golim frigiderul sâmbătă și duminică. Dacă ați golit frigiderul în acest weekend, nu vă apucați de post săptămâna asta. Uh-huh. Asta înseamnă perioada de pregătire. Corpul trebuie să intre treptat în post cu alimente vegane. Ca să nu-i facem un șoc. Ca să nu-i dăm niște reacții. Pentru că evident că el o să reacționeze într-un fel anume și atunci noi o să dăm vina pe post. Dar nu vom da vina pe faptul că am golit frigiderul sâmbătă și duminică înaintea postului. Ca de exemplu, eu m-am lăsat de carne pentru o săptămână. Așa. Asta e exemplu, doar exemplu. Da, da, da. Și am visat doar carne. Asta e un efect al Eu cred că e un efect de carne minim, a postului. Minim. Pentru că de obicei reacțiile pot fi indigestii, balonare, chiar stări de vomă. Amețeli. Amețeli. Amețem. Amețem foarte mult. Amețeam. Și-amu ești o leacă amețel. Amețum. Miron, dar spune-mi, te rog frumos, tu ai făcut foarte bine că ai visat carne, dar nu te-ai pornit noaptea, știi, prin vis ca o zombată să deschizi frigiderul. Poate s-a pornit, nu ține minte. Eu nu știu, eu dormeam. Poate și-am deschis frigiderul. Ea nu răspunde noaptea. Ei. Uite, hai să-ți răspund la întrebarea ta, de fapt, sincer, continuam, așa, și serios. Da, continuam cu combinațiile alimentare. Pentru că nu sunt făcute combinații corecte, de aceea oamenii sunt în căutare de mâncare tot timpul și nu doar în perioada postului. Pentru că atunci când tu ții post cu cartofi și plăcinte, mm-hmm. sau plăcinte, făinoase în general, ca să te saturi, noi nu trebuie să ne săturăm, noi trebuie să hrănim organismul. Ăsta e primul lucru pe care trebuie să-l facem atunci când ne așezăm la masă. Să ne gândim ce mâncăm. E hrană pentru papilele noastre gustative, adică pentru satisfacerea anumitor pofte alimentare, sau e hrană pentru celule. La asta trebuie să ne gândim. Hrana celulară. Corina, eu vreau să te întreb, cât timp ar trebui să postim ca să ne simțim super sănătoși? Tot postul. Serios? Păi nu întâmplător, e făcut postul de 48 de zile. Sunt 48 de zile în care noi nu doar curățim organismul, îl vindecăm, dar... 48. 40 nu, apropo, e postul propriu zis, deci, și 7 zile e săptămâna patimă. Sunt 40 de sfinți. Da, 48 de zile. Și tu ai 43 de covrigi în cap. Eu am 40... Iar tu spui tot, Ana. 40 de covrigi. Corina, nu credeți pe Ana. Da, spune-ne, te rog, de exemplu, da, iată, cineva își propune să țină tot postul și la un moment dat deja nu mai rezistă. După părerea ta, ce ar trebui să facă? În sensul că nu mai rezistă pentru că vrea deja să mănânce o mâncare... Mâncare normală. Da, nu normală, în sensul unde e smântână, lapte, carne, pește. Când te antrenezi sau începi perioada de post, trebuie să o faci nu doar fizic, dar și emoțional. Trebuie să-ți pregătești organismul psihologic și să te gândești că este benefic pentru tine, pentru că, slava Domnului, în perioada iernii ați mâncat tot ce ați putut. Dar de ce așa ați de mâncat? Ce? Pentru că eu n-am mâncat una la mână și pentru că mă înfurie uneori și reacționez chiar negativ atunci când oamenii vin cu niște întrebări stupide. Dacă eu nu o să rezist, păi ai încercat măcar ca să vezi dacă reziști sau nu? Da, firea cu mine. Ai încercat măcar? Da, o săptămână ți-am așa, zis, și de ce ai renunțat? De ce ai renunțat? Visam numai carne. Corect, continuă. Continuă să visezi. Continuă. Cum să continui dacă mi-e foame? Bine. Ți-e foame? De ce? De carne? Ți-era poftă, nu ți-era foame. Sunt două lucruri diferite. Corina, dar dacă încep să visez, nu este alarmantă deja? Nu.
Asta e prima etapă de depășire, probabil. Așa, mi-am luat covrici. Câte unul în fiecare zi. În loc de carne. Ce vreau să te mai întreb, da, dacă tot ești aici să, să profit până la maxim, da, e mai ieftin sau mai scump, de fapt, să ții post? Ok, nu vreau să amăgesc pe nimeni. Într-adevăr, să ai o alimentație vegană, pentru că eu o am nu doar în perioada postului, dar tot anul împrejur și de mai mulți ani, adică din 2010 am renunțat la carne și respectiv, da, e un pic mai scump. Înseamnă că ai și bani. Am bani să investesc în sănătatea mea, adică nu investesc banii pe prostii, dar investesc banii în sănătate, într-adevăr. Carne e prostie pentru... Părina, nu, prostie gen, nu știu, genți, nu știu de care, pantofi, nu știu de care. Sau uite, ai pantofi frumoși. Sau nu merg, mulțumesc foarte mult, nu am foarte multe perechi de pantofi, adică îmi place să investesc în chestii calitative. Deci, dar nu merg, bine, acum nu se mai poate, dar nu merg nopțile prin cluburi să cheltui o grămadă de bani. Încerc să gestionez astfel investițiile mele ca să mă simt eu bine și chiar mă simt foarte bine. Ceea ce le sugerăm tuturor, dar să știi că multă lume spune că alimentele de post sunt mult mai scumpe decât cele ce în general se consumă. În perioada postului, telespectatorii menționez că trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar. De aceea eu și Alexandru am mers la piață cu aceeași sumă de bani, nici mai mult, nici mai puțin, 100 de lei. Eu am cumpărat produse de post, iar colegul meu, Alexandru, a cumpărat carne și lactate. Haideți să vedem cine și cu ce s-a ales în coș. Salut! Noi ne-am întâlnit la piață, avem câte 100 de lei în buzunar și câte un coș. Câte un coș gol deocamdată este. Deocamdată, sperăm să-l umplem, dar nu credem câte 100 de lei cost ne ajungă. De astăzi începe postul și eu o să cumpăr de 100 de lei produse de post. Să văd cât o să-mi ajungă. Sănătoase! Eu am să cumpăr de 100 de lei produse animaliere, foarte gustoase. Să mergem! Avanti! Cumpăr niște șighiri, așa, puneți vreo 4 șighiri, da, bun, e foarte bune. Da. Și cred că o să iau și vreo 4 cârnăciori și vreo 3 pelimeni. Da. Asta în loc de pâine. 3 pelimeni, da, că doar n-am să mănânci carnea fără pâine. Șighira, foarte bună, așa, la coș. Aha. Pelimeni cu carne de... Porc, găină. Găină, porc. Și astea din ce? Porc și găină, da. Așa, 46 de lei. Și ghiri am cumpărat, cărnăciori am cumpărat, urmează să mai cumpăr măcar 10 ouă. Așa, ia să vedem. Bună ziua! Am nevoie de 10 ouă. Cât? Da, mășcățele, că eu tot sunt mășcățel. El ca el, dar Miron precis să le aprecieze. Da. Așa, 10 ouă cât face? 17 lei, așa. Eu vă dau una... de 20. Așa. Hop și hop. Ne dați niște smântână. Eu când nu țin post, întotdeauna cumpăr de la doamna Alexandra. Da. Știu că și eu tot am auzit de dânsa, se vorbește că... că e tare gustos și proaspăt. E tare gustos. De 7 lei ce am să iau? Ai să iei rutier, așa este și acasă. A, de 7 lei trebuie să ajung acasă, da. O băgăm la coș. Toată marfa mea este de 93 de lei. 7 lei trebuie să bag motorina în bac ca să ajung acasă. Dar nu prea cred. Nu prea mai cred. Ales că am înțeles că iar se scumpește. Hai să vedem cum umplem coșul Ani și cu ce o să-l umplem. Deci, cu 100 de lei, să vedem cât încapi. Uite aici. Salut! Bună! Așa, eu vreau 4 castraveți, vreau 4 roșii, 2 legături de spanac și jumătate de kilogram de ridichi. Și tu crezi, Ana, că o să te saturi, o să umpli burta? Pentru că o să fii sătulă? Eu o să-mi iau și cartofi. Un pachet de urzici și 2 uleiuri. Mâncare sănătoasă și mâncare de sezon și de post. 20 de lei. Asta înseamnă că mie mai rămân de 2 kg de cartofi. Dar tu mănânci mâncarea ta și eu a mea să nu atentez la mâncarea mea sănătoasă. Dar măcar un pic. Măcar... Nu, măcar cu nirosicul. Nu. Măcar o urzică să mânghim și eu alea. Dați-mi, vă rog, cartofi albi de 10 lei. De 10 lei? Și o să mai rămână un leu. Un leu. Un leu. Nu știu ce
suport. Și pe ăla o să-l beau. Ana, mie mi-ar place, de exemplu, să trăiesc în același apartament cu tine. Așa. Și în momentul când eu la bucătărie o să prepar acele șighiri și când o să vină un miros așa gustos de carne, eu să văd fereastra. Să văd de cine până la urmă o să atenteze la coșul cui. Da, dar eu când o să fac o sălățic din leuri, de cu ridiche și cu ulei și cu verdeață, să văd cine la ce o să atenteze. O zi bună! O zi bună, Ana! Noi, ne-am amuzat. Mie mi-a plăcut ce mi-am luat eu un coș, chiar dacă de 100 de lei nu prea ajunge să te hrănești o săptămână, să ții post, dar cel puțin sănătos și sunt niște vitamine care sunt acum la început de primăvară și pe care cred că trebuie să profităm de acest dar al naturii. Eu zic că mâncarea aia era doar pentru o zi, nu? E pentru o singură zi, dar tu zici de vitamine. Eu mi-am luat, de exemplu, proteine și tot cred că sunt destul de benefice și utile pentru organism. Dar să știi că eu în combinațiile de legume pe care o să le fac inclusiv cu cartoful sau inclusiv cu o porție de fasole care e de post, adaug toate acele proteine care sunt mult mai sănătoase și sunt asimilate mult mai bine de către organism. Corina, cum îți place? Da, eu sunt total de acord cu tine, Ana. Ai văzut ce lecție mi-am învățat? Pentru că ceea ce a creat natura reușește este să ne mai ofere. Scump decât... Este mai benefic și mai sănătos, pentru că natura a creat astfel alimentele ca să ne ofere și proteine, și carbohidrați, și natura și nu a creat vaca și porcul. Sigur, și... da, a creat-o, categoric a creat-o, dar nu s-o tăiem noi în masă, adică nu să creștem animalele în ferme industriale. Să le creștem așa, câte una pe lângă casă, câte 10, câte, nu mai știu eu. Am înțeles. Corina, adică, uite, moderat. Dacă să revenim la tine, tu de câți ani ești vegetariană? Din 2010. Vegană, pardon, vegană. Bine, da? Vegană a fost o tranziție foarte și foarte lentă de câțiva ani. De când am revenit în Moldova și atunci peștele nu mai e de calitate, pentru că eu am locuit în Italia 7 ani, respectiv acolo mai aveam pește, fructe de mare de calitate. Aici, în Republica Moldova, din păcate, nu. La ouă am renunțat fără să-mi dau seama, adică chiar nu pot să le mai mănânc. Și lactatele, categoric, vă recomand să le excludeți sau să le reduceți la maxim cantitatea lor, păi pentru că nu vă fac calitate, bine. De calitate, de exemplu? De la sursă sigură, da. Dacă aveți o vacă acasă, consumați, dacă aveți pe cineva care poate să vă furnizeze, da, dar nu din comerț. Ce înseamnă să fii totuși vegan? Vegan înseamnă să mănânci produse doar de origine vegetală, dar care sunt și pregătite termic. Mai sunt și ro-vegani, cei care consumă produse de origine vegetală și care nu le pregătesc termic, adică crudități. Și mai sunt și frugivorii care mănâncă doar fructe. Doar fructe. Extraordinar. Copilul tău este vegan, da, ca și tine? Sau? Da, copilul meu are aceeași alimentație. Noi mâncăm, chiar într-o seară am fost la restaurant și domnul mi-a comandat, am comandat mâncare și el îmi zice, da, pentru copil? Păi noi mâncăm împreună. De fapt e bine, da, copilul să de la este alegerea fragedă. Lui? Păi el acum nu poate face alegeri. Când o să le poată face, o să le facă. Până nu le poate face, aleg eu ce mănâncă, în ce religie este, la ce școală merge, ce activități face, adică sunt eu responsabilă și mi-asum toată această responsabilitate. Și dacă vreți să mă urmăriți pe Instagram să vedeți cum arată copilul meu, nu o să ziceți că e vegan, e un copil în așa, un Corina, bărbat. Să știi că pe lângă tine o personalitate care ne influențează spre un mod de viață sănătos, mai avem persoane și oameni renumiți. De exemplu, renumitul DJ Sasha Lopez este și el vegan. Mai mult, și-a convins până și soția să devină și ea vegană. Iar pe contul lui de Instagram, DJ-ul postează rețete îmbietoare cu scopul de a convinge cât mai multă lume că mâncarea sănătoasă poate fi și super gustoasă. Am vrut să intrăm în emisie în direct cu Sasha, dar el este acum în Egipt și internetul cam, mă rog, e cam șubret acolo unde este el, dar ne-a promis că în curând o să vină și ne va găti în direct. Până una alta, haideți să vedem ce postează renumitul DJ pe Instagram și ne lasă gura apă și bunătățuri, totodată ne inspiră. Bunătățuri postează! Ai, mama mia!
Eu cred că o să te faci, dacă ai mâncat așa ceva, sigur te faci vegană. Serios? Deci să ce mănânci vegan înseamnă o varietate atât de mare de produse sănătoase. Aici e cartof roz, da, e cartof galben, da, din ăsta american. Da, sunt niște pârjoale din linte, bănuiesc, un piureu de cartofi dulci și niște legume. Și apropo, fetița lor mănâncă la fel, acolo iarăși sunt niște cartofi dulci și un guacamole și dacă nu greșesc e un hummus. Aici e o varză de Bruxelles care arată fantastic. Da. Fantastic arată varza. Eu zic că aici e un mic dejun super sănătos. Totul aici arată fantastic. Da, noi suntem prieteni, așa că știu ce face Sasha. A, da? Sunteți prieteni? Suntem prieteni, da. O mămăliguță vedem acolo? O mămăliguță. Unde e carne, nu înțeleg. I-a zis să vină la noi. E pe ei, e pe mușchi. E pe mușchi. Uite și aici ce e? Aici avem năut cu... Nu, e năut cu ceva frunze de spanac. Clătite vegane. Clătite. Nu, uite, de exemplu, eu ieri am pregătit o rețetă de clătite cu făină de ovăz, făină de migdale, apă, banană, care înlocuiește cumva oul, un pic de scorțișoară, foarte bune. Veniți într-o zi la mine acasă să vă le gătesc. Când, apropo? Când? M-am scăpat cu vorba. Da. Corina, facem o petrecere, promit. Putem să mâncăm sănătos și fără puteți. Alimente de origine animală, da? Categoric. Uite, eu, de exemplu... Petrecerea veganilor. Nu veganilor, dar petrecere la un vegan acasă, știi? Corina, tu ceva mai devreme ai zis că ai mers la un restaurant, dar spune-ne, te rog, ce gătești tu, de fapt? Eu gătesc aproape în fiecare zi. Ce anume? Uite, de exemplu, ce gătește Sasha, cam același lucru o să găsiți și în farfuriile mele în fiecare zi. Bine, mama ajută și mama, pentru că la prânz nu prea reușesc să ajung acasă, muncesc destul de mult. Mama tot e vegană. Mama nu este vegană, dar la mine acasă, în familie, părinții mei consumă foarte multe produse de origine vegetală, adică carne și peștele sunt aproape nu sunt prezente, nu știu cum să zic. Bine, ca să înțeleagă toată lumea, oamenii vegani sunt, de fapt, oamenii care țin post non-stop. Toată viața. Și uite, da. De exemplu, eu astăzi am dat start... 24 din 24. Am dat start unei provocări de 48 de zile, în care, într-un grup, pe o aplicație din telefon, am invitat foarte mulți oameni să se alăture acestui grup și să le dau rețete și combinații corecte. Provocarea se numește Eu țin post sănătos cu Corina Dascălu, nutriționist. I-am invitat acolo și de astăzi a început nebunia. Să vedeți ce energie acolo pe grup și ce vibe. Așa, deci că tu le și pregătești mâncarea? Sau? Eu nu le pregătesc mâncarea, pentru că sunt oameni din toată lumea care s-au abonat, respectiv eu pregătesc și poste. Eu îi îndrum, îi ghidez, le-am dat rețete de mic dejun, prânz, cină. Se poate, dragii mei, chiar se poate. E important să știi drumul. Da, important uite, în acest context, noi mergem mai departe la colega noastră, Daniela, care este acasă la Ana Smolnitsky, o mămică vegană însărcinată. Dănuța, salut! Bună seara, fetelor, încă o dată, Alexandru, dragi telespectatori, așa este. Acum suntem în vizită la Ana Smolnitsky, împreună cu familia ei minunată. Ana, v-am prins în toiul pregătirilor pentru cină. Spuneți-ne, ce pregătiți acum? Este o invenție de-a mea, adică nu urmez o rețetă anume. De obicei improvizez în genere în bucătărie, așa că avem astăzi linte. Mie îmi place foarte mult prazul. Uh-huh. Prazul scăldat așa în ulei, cu niște morcovi, iată, lintea, după care o să adaug lapte de cocos. Uh-huh. Este un substitut fermecător pentru lactate. Îl bag peste tot, sincer, mai ales dacă, nu știu dacă e o combinație bună, văd că este Corina Dascălu la voi în ospeție, să zic ea dacă e o combinație bună, dar mie îmi place ca gust. Laptele de cocos îl pun peste tot, în fasole, în păstăi, e ceva fermecător, deci o aromă deosebită. Este o prejudecată, da, că mămicile care sunt în așteptarea copilului numai decât trebuie să consume lapte, carne, da? Deci cum cumva înlocuim aceste produse și care sunt beneficiile, de fapt? Analizele mele arată că sunt într-o stare perfectă, într-o stare fizică perfectă și hemoglobina totul e pus la punct. Cu ce îmi ajut eu organismul? Îi dau semințe de cânepă, în primul rând, acolo sunt toți aminoacizii care se găsesc în natură, după care folosesc semințele de susan. În general, nucile sunt și semințele sunt de mare ajutor pentru noi. Boboase, așa, pentru proteină, calciul, surprinzător pentru moldovenii care mănâncă multă brânză pentru dinți albi și sănătoși. Da.
Calciul, de fapt, nu vine din lactate. Se asimilează de către organismul uman doar vreo 3%, cam așa. În rest, se ia chiar și din spanac, am zis susanul, l-am numit. Uite, de acolo eu mă hrănesc și... Știm că și fetițele voastre minunate, cumva le-ați adoptat și lor acest mod de viață. Evident, fiecare părinte știe ce este mai bine pentru copilul lui, dar iarăși sunt mulți părinți. Gurile rele spun. Exact, gurile rele spun că nu este bine pentru un copil să nu-i oferim lactate, carne și tot așa mai departe. Când ne chinuim copiii, așa-i? Mia, eu te chinui, ești flămândă? Ia spune-mi tu. Ea tocmai s-a trezit. Deci copiii noștri sunt foarte activi. Nici urmă de anemie, apatie sau au atâta energie. E o preconcepție că energia vine de fapt din carne. Ca să știți, atleții nu consumă carne atunci când au de alergat maratoane. Carbohidrați, mănâncă paste și verdeață, da. Prin urmare, energia vine din tot ce este verde, din alimentele vii. Așa că și fetele sunt sănătoase. Drept care, deci, o dovadă clară e faptul că nu prea... Doamne, eu și mă tem să zic. Știi când zici că niciodată nu sunt bolnăvesc, ceva se întâmplă. Peste umărul stâng, cum zice și tatăl meu. Nu se îmbolnăvesc, sunt sănătoase, energice, fericite. Și vorbim despre că, uite, părinții aleg un mod de alimentație pentru copiilor. Păi așa cum noi alegem la ce grădiniță să meargă, ce să îmbrace pe o anumită vreme, dacă frig, că e cald și așa, ia, da, anumite decizii, până o să o facă ei singur, de sine stătător. Pentru final, dacă puteți să ne dați și câteva recomandări, poate pentru cei care stau încă pe dubii, da? Să încep un astfel de mod de viață sau nu? Uitați-vă, eu să vă spun că viața mea și a soțului meu, care la fel nu consumă carne și mai departe, s-a schimbat esențial după ce am renunțat la carne și pește în primul rând. În momentul în care un animal este sacrificat ca să fie transformat într-un steak, de exemplu, sau niște, nu știu, șnițeli, trece printr-o suferință foarte mare. Acea carne este încărcată cu anumită energie. O să observați că oamenii care nu consumă carne sunt foarte pozitivi, solari, zâmbesc foarte mult. Asta a fost observația mea proprie. În momentul în care i-am întrebat, măi, care este secretul vostru? Vreau și eu așa. Și au zis că, uite, vine de la alimentația vie, verde. Deci primul motiv pentru care ați renunțat, de exemplu, la carne, ar fi ăsta. Că veți fi mult mai energici, nu o să vă tragă la divan după masă, din potrivă o să vreți să alergați, o să vă simțiți mai ușor, o să aveți mediul ăsta alcalin, n-o să fiți balonați, n-o să vă simțiți stomacul greu, n-o să rămână toxinele astea, metabolismul funcționează mult mai bine. Transpirația chiar miroase bine. Mulțumesc foarte mult pentru aceste detalii. Poftă mare vouă. Mulțumim. Și multă sănătate. Mersi mult, vă invităm la masă, dacă puteți, rămâneți cu noi. Mersi foarte mult, Anișoara, Cristina, Alexandru, atât de aici. Noi mulțumim, Dănuța, noi dorim Anei sarcină ușoară și, Corina, uite, acest live m-a făcut pe mine să te întreb. Spune-mi, te rog frumos. Stai, Ana, înainte de a da întrebarea, vreau să amintesc cum a fost Mia, fetița, o bucurie toată. Mia, spune, eu te chinui și era... Era după somn, Și probabil a văzut prima oară camerele și nu înțelege ce face toată lumea asta. Dar mi-a plăcut fața ei, știi, așa un fel. Ana, pune întrebarea. Da, eu vreau să te întreb, Corina, cum ar trebui o tânără mămică să se alimenteze, ca laptele să fie plin de vitamine și de nutrienți de care are nevoie bebelușul, dacă este pe perioada postului și dacă mai ales ea este vegană? Păi, haideți să o luăm de la capăt. Noi hrănim organismul, nu-l alimentăm. Hrănim organismul cu ceea ce avem în natură, adică tot ceea ce mâncăm din natură, tot, într-o bună parte, se asimilează în organism. Ce înseamnă laptele matern? Foarte multă apă, adică hidratare corectă, cu apă de calitate, și nutrienți. Gata! Despre ce poveste? Dacă tu faci combinațiile corecte, de exemplu, cum povestea și Ana despre linte, da? Că a gătit linte. Avem o grămadă de proteină în linte. De ce oamenii cred că, Doamne ferește,
toată, nu știu, toată sănătatea noastră e în proteine. Nu e în proteine toată sănătatea noastră, e în tot. E în toată alimentația corectă pe care trebuie să o oferim. Știi că... Da, da, da. Spune. Pardon. Spune-ne, te rog, uite, dacă sunt consumatori de carne și în această perioadă vor să țină post, cu ce ar putea ei să înlocuiască acest aliment, carnea? Ok. Boboasele, leguminoasele, adică mazăre, linte, năut, fasole și fasole mung. Uh-huh. Nuci, semințe. Cereale, de exemplu amarantul, quinoa, sunt niște cereale, poate care sunt mai puțin cunoscute, dar cu siguranță le găsiți pe rafturile magazinelor și le puteți încerca în diferite rețete. Chiar și verdețurile vin la pachet cu niște proteină. Găsiți proteină, găsiți cam peste tot în natură. De ce se renunță și la pește? Când? Când ești vegan? Da, da, da. Pentru că și peștele nu mai e de calitate. Apele sunt impurificate, respectiv toate metalele grele sunt atrase, consumate de aceștia. Și... Dar din ocean, dacă se aduc? Păi și din ocean. Dar dacă îl prăjești bine, așa, eu recomand, Doamne ferește, nu arde niciodată nimic, nici deasupra focului, nici la tigaie. Recomandarea pe care o fac eu de fiecare dată în privința peștelui este să consumați pește de apă curgătoare. Așa, ăla e cel mai, hai să zicem, sănătos. Corina, dar uite, în postul tradițional avem câteva duminici în care avem deschidere la pește. Așa este. Cu ce am putea dezlegare. Să... Dezlegare, da. Cu ce am putea să înlocuim peștele? Păi, veganii nu-l consumă, respectiv, mănâncă altceva. Iarăși, cei care țin post, hai să-și împlinească, de exemplu, acea poftă de pește și, da, evident că nu pot să le fac recomandări. Bun, tu ai o rezolvare pentru carne, pentru pește, dar... pentru desert. Dar pentru desert. Sora mea gătește niște deserturi vegane și non-vegane, că... Îți sare, știi, toate papilele gustative. Vreau sar în aer. Vreau să-mi sară papilele. Da, dă-mi la exemple. petrecere. Care te invit. Dă-mi exemple. Să știu, păi face Snickers, face varianta de Snickers în... Alina, cred. Data viitoare pregătește o cutie pentru echipa Mercur Retrograd și atunci o să înțelegeți. Snickers? Trebuie să simțiți Snickers. Dar să nu facem mare publicitate, vă rugăm mult. Da. Mars... Ferrero Rocher, adică ciocolatele astea care sunt mai cunoscute, făcute în varianta fără zahăr, fără lactate, fără ouă. Poți să ne zici cam ingredientele care nuci, se pun sunt acolo. Bazate pe nuci, aha, semințe, curmale, eventual zahăr de cocos. Corina, dar iată, nu știu cum e exact ingredientul acela din Snicker, care atunci când îl mănânci și arată și la reclamă, caramela, da. Caramela aceea, e făcută pe bază de lapte de cocos, uite aici, Ana, dacă o să urmărească emisiunea, ea adoră laptele de cocos. Sunt niște secrete, da. Și mie îmi place foarte mult. Eu nu-l adaug foarte des, pentru că mie nu-mi place mâncarea așa grăsuță. Laptele de crema de cocos, de fapt, este un produs destul de grăsuț. Eu mănânc după cum simt. Și asta vă recomand să o faceți și voi. Să mâncați după ceea ce vă cere organismul. Evident, varianta sănătoasă. Dar eu, de exemplu, nu sunt fan deserturi. Mm-hmm. Dacă sunt, le mănânc. Dacă nu sunt, dar nu le mănânc. Dacă mâncăm aceste deserturi despre care zici tu, vegane, ele pot să ne îngrașe sau nu? Știi care e faza? Nu. Că nu poți mânca mult. Aha. Un tort tradițional, dacă vrei, poți să-l mănânci pe unul întreg. Poți să-l mănânci. Deserturile astea vegane nu prea poți, pentru că acolo e o cantitate mare de nuci, semințe și atunci mai mult de o bucățică nu poți să mănânci. Asta ei, e partea da. Bună. Nu le-ai adus aici? Nu, eu vă garantez. Data viitoare facem test. Ce faci, Miron? S-a făcut foame, atâta cât vorbim de mâncare. Cât Miron mănâncă covrigei, să știi, Miron, că și deserturile vegane pot fi sănătoase. Da, 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 mai ales acele vegane. Miron, dacă nu ne crezi, atunci noi vrem să-ți facem cunoștință cu următorul personaj care gătește cele mai savuroase ciocolate vegane. Cristina Muhin este o tânără care la ai săi 23 de ani confecționează ciocolate sănătoase, vegane, dar care la gust sunt la fel sau chiar mai bune decât cele din comerț. Mă numesc Cristina, am 23 de ani și am reușit să învăț ceva nou și ceva interesant pentru țara noastră. Am găsit cursul care m-a ajutat cum corect să timpăresc ciocolata, cum să o torn, cum să fie gata, cum să o simt. Este foarte atentă la ingredientele pe care le folosește, iar cel mai important criteriu este ca ciocolatele pe care le pregătește să fie sănătoase. După acest curs am înțeles că ciocolata belgeană este cea mai bună ciocolată pentru handmade, pentru că e mere bază naturală de cacao. Ea n-are niciun conservant chimic și la gust și la utilizare e foarte bine
își potrivește. După mai multe încercări, 10 de kilograme de ciocolată aruncate la coșul de gunoi a reușit să ajungă la rețeta potrivită, iar culorile pot fi din cele mai diverse. Atunci când vreau să experimentez cu nuanțele, atunci folosesc doar coloranți naturali, pe bază de zmeură, căpșună, bambuc negru. Ați încercat levănțică, trandafir sau orez glazurat în ciocolată? Chiar și aici, Cristina a reușit să ne impresioneze și am încercat cele mai sănătoase ciocolate vegane în combinație cu cele mai frumoase flori. Dacă vorbim despre decor, aici este mai mult mai interesant că folosim orez în glazură, care merge pe bază naturală. Folosim plante uscate, care merg pe bază naturală, care sunt comestibile. Sunt mai multe feluri și deja folosim fructe. Așadar, pentru cei care au grijă de modul cum se alimentează, aceste bijuterii gastronomice, pe lângă faptul că îți oferă o explozie gastronomică, sunt și sănătoase. Iar acest lucru este cel mai important. Deci arată atât de bine încât am impresia, știi, că dacă le-aș vedea, nici nu m-aș atinge de ele, doar le-aș privi așa, le-aș mânca cu ochii. Iată cum face acum Miron. Iată, ia cu ochii, mănâncă tot ce găsește. Mai iau un covrijel. Da. Mai puneți pofta în cui. Câta gustoșenie acolo. Dar știi, eu mi-am dat seama, pentru mine nu contează vegan, nu vegan, cu... Îmi place să mănânc. Uite, Corina, da, acum spre final, nu mai avem prea mult timp cu tine, ne-ar place să stăm până poi mâine, evident, dar o concluzie pentru oamenii care țin post, dacă ai, evident. Faceți-vă meniul pentru o săptămână înainte. Mergeți la cumpărături cu lista. Nu vă perindați printre rafturi, cu siguranță o să vă scape câte o nebunie. Nu considerați postul ca perioada în care vă puteți permite să mâncați halva, chipsuri și tot felul de prostii, pentru că perioada postului e și despre detoxifiere, vindecare, regenerare. Adică profitați de această perioadă să vă hrăniți organismul și să fie așa mai sănătos, mai ales în perioada în care suntem. Aveți grijă de sănătatea voastră și pentru alte sfaturi și recomandări știți unde mă găsiți. Corina, noi îți mulțumim foarte, foarte mult. Să știi că tu ești binevenită întotdeauna la noi pe fotoliu, pe canapea, și noi ținem cont de sfaturile tale și le dorim și telespectatorilor să țină cont de sfaturile astea. Noi mergem într-o scurtă pauză de publicitate, dar fiți alături de noi, pentru că în partea a treia venim cu Adrian Ursu. Petrecem astăzi seara cum ne place, dar pune strune foc, mândra să-mi-o joc, să cânt, să iubesc, odată trăiesc, dar să-i scrip car nu te lăs. La ta la ta la ta la ta, cu orchestra uite așa, la ta la ta la ta la ta, dar cu tot să ne veselim, la ta la ta la ta la ta, că doar o viață trăim, la ta la ta la ta. Frate, lăutar măi, așa! Cântă lăutar zi pe strune, sârbă ca noastră nu e. Să joace, uite așa, cu bucurie. Iubește
cel frumos, de-aș un vis frumos, lângul lăutar, să uiți de amar. Să-i schimb car, nu te lăsa, ra-ta-ra-ta-ra, ra-ta-ra-ta-ra, cu orchestra, uite așa, ra-ta-ra-ta-ra-ra-ra, dar cu toți să ne veselim, ra-ta-ra-ta-ra, ra-ta-ra-ta-ra, că doar o viață trăim, ra-ta-ra-ta-ra-ra-ra, of, 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 of. Cânte, frate, lăutar, mă. Să cânt tuturor de joc și de dor, dar să-i scrip car, nu te lăsa, ra-ta-ra-ta-ra, ra-ta-ra-ta-ra, cu orchestra, uite așa, ra-ta-ra-ta-ra-ra-ra, dar cu toți să ne veselim, ra-ta-ra-ta-ra, ra-ta-ra-ta-ra, că doar o viață trăim, ra-ta-ra-ta-ra-ra-ra, of, 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 of. Cântă, frate, lăutar, măi, of, 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 of. Bună seara, dragii noștri! Iată că am revenit în partea a treia a emisiunii noastre. Ceva mai devreme am discutat cu nutriționista Corina Dascolo despre cât e de benefic să ții post. Acum, alături de noi, este interpretul Adrian Ursu. Adrian, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Sunt pentru prima oară în studio și vreau să vă spun că și în realitate arată foarte bine. Totul e foarte verde și foarte aprins, parcă v-ați pregătit pentru perioada și miron tare frumoasă, da? Nu, și toți sunteți frumoși, dar... Dar îndeoseb miron, am înțeles. Nu, e foarte fain și foarte stelat. Adrian, uite, noi vreau să te întrebăm imediat alte întrebări, dar ne-a furat calitatea videoclipului tău. Spune-ne un pic despre el, când l-ai făcut, cu cine l-ai făcut, pentru că arată foarte, foarte bine, parcă e de vis. Așa. El transmite dispoziția melodiei, acesta a fost scopul, alături de Oleg Butnaru și Ina Butnaru, și trebuia să spun exact așa cum a fost în timpul videoclipului, da. Că ai intuit după primele imagini că probabil că e semnat de familia lor. Butnaru. Și ai zis că nu ai avut scenariu sau așa. Nu am avut un scenariu, nu ne-am pus ca și scop. Am o piesă, melodia Tăicuță de ziua ta, la care l-am rugat mult pe Oleg, împreună cu Ina, să gândească la un scenariu. Actori toți fac așa ca să transmită starea și emoțiile și versurile acelei melodii. La fel am lucrat cu el la piesa Mi-e dor de casa mea, acolo unde a redat foarte bine drama a mii, zeci de mii de femei din Republica Moldova care au plecat peste hotare pentru un trai mai bun, pentru ca să-și întrețină copiii, și la fel a transmis foarte bine. Acolo chiar soția lui a jucat rolul principal, pentru că cumva eram nu ne rămânea timp liber și am plecat în Italia și Ina a jucat foarte bine pentru că era prima oară când ea și-a lăsat copiii acasă, avea doi copii atunci, acum au trei copii. Sunt o familie mare, frumoasă și colaborăm și în continuare o să lansăm și alte piese, videoclipuri. Pe mine mă interesează, acum ajungem și la post, dar tu ai 20 de ani de activitate. De fapt, depinde din ce, că eu am văzut colegi care au venit la Palatul Național pe timpuri și au spus că, uite, 10 ani de activitate sau 15, sau 20, cineva 30 de ani de activitate. Și eu nu știam din ce dată să calculez, din ce an să calculez. Din anul când am pășit pentru prima oară pe scena Palatul Național, a fost în 94 la festivalul concurs Micul Prinț. Un băiat care nu se vedea de după clapi, micuț, care cânta și cânta... Un mic prinț. Un prințșor, da, un fel de două feluri. Și am cântat și dacă calculez din 94, că atunci a fost,
Păi, acum 30. Să mai aștept un pic și o să fii 30. Da. Dar, de fapt, astăzi, tot în timpul clipului, mi-am dat seama că, de fapt, de la primul concert solo pe care l-am avut, sunt exact 20 de ani, în 2001, la Cinematograful Moscova, complexul cultural, artistic, ceva de genul ăsta se numea, Moscova, cel mai tare, cel mai bun, nu știu dacă... Ei, voi erați... Ei, da. Eram, în proiect eram. Voi sunteți oameni și care au crescut cântecele mele. Da. Evident. Jumătate, tu, eu, da. Da, voi sunteți toți tineri și eu tineri, toți suntem tineri, dar cine ține minte în perioada aceea la Cinematograful Moscova? Tatiana și zâmbește că ai făcut complimentul, da, scuze că te întrerup. Acolo erau cei mai tari artiști. Din artiștii autohtoni, acolo a avut concert doar trupa Zdob și Zdub. Wow. În rest era Zemfira și o grămadă de artiști de România și Adrian Ursia. Și, sincer, acum, bine, nu, am zis că am avut norocul de oameni cu care am colaborat, care mi-au spus că, uite, dacă faci concert, să faci acolo. Și știu că era chiria foarte scumpă, dar am făcut cumva față, că s-a umplut sala, au fost 900 de locuri și asta a fost în 2001. Mie mi-a plăcut cum tu ai calculat, știi, ca într-o relație. Femeile calculează de când a început relația, de la prima întâlnire, dar bărbații de la... Prima noapte de amor, așa, da, știu, la primul fost, concert. Aceea a fost prima noapte de amor cu muzică, da? Așa cum este. Da. Adrian, dacă e să noi ceva mai devreme, nu știu dacă ne-ai urmărit, noi am vorbit despre post, spune-ne, te rog, tu în familia ta. Am urmărit și venea să intru în așa emisiune. Vreau să vin alături de Corina. Trebuia și spun să vii. Spune-ne, te rog, tu, de fapt, în familia voastră, țineți post? Ținem post periodic, deci nu... în postul mare mai mult din familia noastră, vorbesc de familia, din copilărie, vorbesc de familia părinților. Mama ține mai mult, taică-miu dacă l-am convins, atunci o săptămână, asta a fost cel mai lung, cea mai mare perioadă, recordul. Dar ani de zile eu am crescut într-o familie de la bunici venind cu tradiții religioase destul de bine rădăcinate, știam despre importanța postului. Apoi te maturizezi, apoi începi să-ți pui întrebări, dar care este rostul postului? Apropo, am participat și într-o campanie, așa și se numea rostul postului, când s-au pus niște accente care mie mi-au plăcut foarte fain. Oare rostul postului în faza asta doar să nu mănânci și care? Și gata, nu mănâncă sfânt? Atunci poți să-ți iei o dietă. Adică eu-s bun. Adică eu dacă... Pentru că la noi, în religia noastră creștin-ortodoxă, nu vreau să vorbesc mult, dar o să spun câteva lucruri dar de vorbești. De care... Da, dar vorbesc. De care m-am convins că dacă tu ții post, înseamnă că practic ești deamnă sfânt, dar dacă ai ținut tot postul, da? Dar dacă ai mai fost și la preot ce ai spus, atunci gata să ștergi toate, tot. Da, și ai ieșit după poarta curat bisericii și hai de la zero. E minunat. Eu aș spune că e magnific. Să fie așa, ar fi magnific. Să existe așa un detergent al păcatelor și să șteargă așa deodată tot. Nu lucrează. Dar cum lucrează? Lucrează cu totul altfel. Lucrează, de unde știi? Știu și simt și trăiesc asta altfel de ani de zile și okay, m-am convins de asta. Asta înseamnă să conștientizezi că tu păcătuiești, să conștientizezi care este drumul cel corect și să conștientizezi, să recunoști și să nu le mai faci. Asta e primul lucru pe care îl putem face. Iar rostul postului pentru mine, eu cred că asta este un antrenament pe care, dacă o să-l primim corect, ca un antrenament, să faci față la ispite. În perioada de post, noi ne antrenăm și nu doar reținere de la oarecare alimente, dar reținere de la acele relații ispite. Exact. Ca pe parcursul anului, pe parcursul anului, în fiecare zi, să poți face, uite, cineva te provoacă, dar tu să poți fi atât de adunat și cumpătat și liniștit, încât pe tine asta să nu te ispitească. Dar e greu. Eu astăzi am avut câteva ispite. Multe lucruri sunt grele. Greu. Și la antrenament să mergi și să faci sport, tot e greu. Dar noi foarte mult vorbim despre modul de viață sănătos. Asta e tare la modă în ultimii ani, da? Da, da. Modul de viață sănătos. Dar mie îmi place modul de viață fericit. Și eu vreau să tind... Păi da, să lim bine, exact, da. Dar doar sănătos când eu fac sport, eu merg în fiecare zi, dimineața alerg, eu apoi merg la sală, eu ridic, eu mănânc numai asta,
dar trăiesc într-o neconcordanță cu mine, cu lumea din jur, îi judec pe toți, mă supăr pe celălalt, acela m-a criticat, cum el a putut să spun de mine așa. Când oamenii, eu m-am întrebat odată de ce oamenii, uite, tineri, sportivi, a decedat, inima n-a rezistat, bla bla bla. Și apoi am început să discut cu oameni care cumva știu mai multe, simt mai multe și văd mai multe. Și mi-am dat seama că totuși trebuie să avem acest echilibru și emoțional, și spiritual. Și exact, spiritual, și la ce spunem, și... ce facem și ce gândim. Andrian, dacă este să revenim un pic acum la post, uite, știm că soția ta este și cofetar. Exact. Da, și cum reușești tu, de fapt, să ții post? Unul dintre cei mai buni cofetar. Știind că, da, îți face tot felul de delicii, probabil, acasă. Eu vreau să sparg acum un mit, mitul ăsta care s-a format, că dacă soția lui Adrian, adică Irinuca, gătește deserturi gustoase, înseamnă că Adrian mănâncă în fiecare zi. Nu este adevărat. Ba chiar noi cu soția am dat pe internet de un video unde s-a arătat acest mit. Arată un soț și tot felul de torturi decorate frumos, cum le vedeți pe pagina Irina Negară pe Instagram. Deci așa torturi frumoase, de parcă soțul așa ceva mănâncă. Și face pac, se șterge tot și apare într-o caserolă pus așa, o bucățică de blat, de un fel, de alt fel, cremă de asta, de asta, de asta. Rămas asta de la... e ceea ce mănâncă mai des soțul unei patiseri. Asta este adevărul. Deci, torturi super decorate și aranjate mănânc la zilele de naștere, la care, spre exemplu, cum ieri am fost la o zi de naștere și am coincis că tortul era la făcut la colegul de clasă a fetiței noastre. La mulți ani! La mulți ani! Da, adică vă-l știți. Salinger spune, Sally, hello! Hello. Oh, hello. Hello. A piece of cake. Do you have a piece of cake for me? Yes, da. Avea două nivele de tort și i-a rămas un nivel pentru azi. Așa tu mai spune, Miron, că ea de azi ține post. Da. Ții post? Da. Care numai covrici, 43 are. 40. 40 de covrici cu fiecare. Și unul pe zi? Da. Unul pe zi. 7. Eu cred că după postul ăsta nu te recunoaște. Nici eu nu o să mă recunosc, crede-mă. Important să păstrezi. O să dobândești un echilibru, Miron, știi? Ce? O să dobândești un echilibru spiritual. Dar are echilibru, uite, are echilibru. E automat opus câți aici și atunci. Cântar. Da. Eu am cântar în cap, știi? Și gata. Adriane, uite, da. Spune-ne, te rog, care sunt rețetele de post cu care ți le pregătește Irina pentru tine? Da, Irina este mult mai ușor, este foarte ușor, pentru că ea de vreo 4-5 ani este un fel de vegană. Mm-hmm. Un fel de. De ce? Explic de ce. Pentru că ea nu mănâncă doar carne și pește. Mm-hmm. În rest mănâncă tot. Eu nu știu cum asta se numește, dar este decizia ei. Vegetarian. Nu știu, ea a primit o recomandare și sunt alte produse care vegetarianii nu le mănâncă, dar ea le mănâncă. Okay. Deci ea nu mănâncă doar carne și pește. Mm-hmm. Și ea la început a ținut acest un fel de perioadă de dietă, fiind o recomandare. Și după jumătate de an a zis că eu mă simt atât de bine, sunt ok, nu am atracția asta exagerată față de carne pește. Uneori, mai ales atunci când mergeam în vacanțe, asta e pe timpul celea, știi, acum să vorbim, înaintea ierii care o trăim, când mergeam în vacanțe, da, pe malul mării, ea, sigur, nu puteam să rezistăm și ea mânca cu drag creveți și alte fructe de mare. Deci, poți de asta... Dați să spun o glumă. Hai, dați să spun că acum... Dar nu perversă, vezi. Nu, e faină. Mi-am adus aminte. Cineva, ce am spus asta? Știi, în perioada de post, toți mulți se întreabă, și băi, ei, cu creveți aș ține și eu post, așa, post, da. Super, să-ți permiți. Fructe de mare, creveți. Am auzit că fructe de mare totuși nu se poate. Și întotdeauna discuția asta, e vertebrate, nevertebrate, dar dacă nu e nevertebrate, înseamnă dacă n-are sânge, se poate. Alții spun că nu se poate. Și o mers un duhovnic din România, a mers la Munte Aleatos, și a plecat la ei și a întrebat, păi totuși, să ne spuneți că voi de aici, de la voi vine, totuși, se permite, îi permis să mănânci creveți și fructe de mare sau nu-i permis? Păi, noi suntem aici pe munte și în jurul nostru e apă și noi ne permitem să mâncăm fructe de mare.
la care duhovnicul face o pauză și noi suntem în România, înconjurați de păduri, de tot. A, vouă vă spate fructe mare sau că nouă ne spate fructe de pădure? Căprioară, mistrieț. Dar e bună asta. Așa a ieșit. Fructe de pădure, adică mure. Fructe de pădure, dar nouă fructe de pădure ne spate. Căprioară, mistrieț și alte animale. Uite, Adrian, avem niște întrebări de la telespectatorii noștri și am vrea să ți le dăm. Cu drag. Ne răspunzi așa, cât este posibil de scurt, da? Da. Bun, am înțeles, eu vorbesc mult. Nu, nu, e foarte ok. Ne faci munca mai ușoară. Da, cu drag. Maria din Cimișlia întreabă, care este desertul preferat al lui Adrian Ursu? Red Velvet, din desertul legătit de soția mea. Red Velvet este unul din torturile preferate. Și pe locul 2 Oreo cake și pe locul 3 brownie cu caramelă și cu ciocolată. Place și bunișorul. Da, și bunișorul. Da, 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 da. Bun, Ana din Drochea, care este cel mai scump cadou care i-ai făcut soției? Red Velvet. Scump de tot, cred că. Hai, spune, deamă. Hai, zi așa cum e, fii sincer. Chiar... Pentru realizările și fericirea și succesul familiei noastre și pentru tot ce, și pentru felul cum m-a schimbat ea pe mine și cum m-a influențat, i-am dorit un automobil. Ah, era scump? Nice! Era un automobil. Deci și acum... Despre asta nu întrebat. Despre asta nu întrebat. Noi suntem curioși. Nu întrebat despre asta. Mihai din Drochea tot. Văd că Drochea e cu noi. The best. Care... No, Drochea, știi de ce? Dă-ți spun faza. Eu aveam deja 25 de ani, cântam de la 11 ani și când ajungeam la un eveniment și spunea, cântă, te rog, cântă cu ăsta, bună ziua, mi lady. Zic, dar tu de unde îl știi? Și noi suntem în Drochea și clipurile tale de la 11 ani le arată și până acum. Bun, la Drochea, avem foarte puțin timp. Adrian, răspuns tare scurt. Cât ia Adrian Ursul la nunți și cu mătrii? Da. Am înțeles. Atâta, da? Cât, așa cum este un orar... Deci, cât lua pe timpuri, hai, era un orariu ca și la majoritatea artiștilor în jur de 500 de euro. Am înțeles. Care a fost porecla ta în școală? Tu nici n-ai întrebat pentru cât timp. Nu mai spun cine și cum a dat. Cum? Ursici. În clasă. Asta am înțeles, în așa, clasă. La, da, 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 da. În școală era Micul Prinț când am câștigat. La mine era Curcuduș. La mine era enervant asta, serios. Toți făceau așa. Ia că mergi Micul Prinț. Fază de cea mai nebunatică chestie care a făcut o fană de-a ta? Au făcut cont fals și Irini și mie și la socră și la tot și scria de pe un alt și de pe un cont scria la alt cineva și scria așa, mai ales când eu eram abia construiam relația cu Irina și îi scria da, a fost grav. Și repede o piesă preferată din repertoriul lui Adrian Ursu tot hai, repede ce care îți vine în cap, acum Mama. Bun, perfect, frumos. Luna femeilor, mamelor, da, da. Piesa Mama mi-a dat. Adrian, din păcate timpul nostru s-a scurs. Eu am spus că e puțin, mi-e trebuie să două părți din emisiunea noi voastră. Noi bine că am spart gheața și ai venit la noi în emisiune. Deci, data viitoare te ținem o emisiune, cânti, dansezi și te ținem o emisiune. Tu cânti, eu dansez. Nu pot să refuz. Așa. Yeah! Da. Foarte, foarte mult. Dragii noștri, noi am scos-o la capăt cu emisiunea de azi. Mulțumim celor de la Zara Campus, ok, Flora, mulțumim colegilor din spatele camerelor. Vă dorim o seară frumoasă în continuare. Rămâneți cu Angela Gonța, prietena mea cea mai bună, ea nu știe, dar o să afle în curând, de la, cu știrile de la ora 19 și rămâne să vă spun la revedere, pa!